Bună ziua, dragilor, sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți partaja un document creat în aplicația online Documente Google sau Google Docs. De ce este necesar acest lucru? Păi faceți un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că puteți să le dați copiilor să lucreze în echipă anumite teme. În această situație, cred că este mult mai lejer pentru toată lumea ca unul dintre ei, numit de voi sau numit de către echipa respectivă, să creeze documentul, să-l partajeze cu ceilalți membri ai echipei și să lucreze pe acel document digital în mod sincron, adică toți în același timp, sau în mod asincron, în funcție de ce sarcini și-au dat în cadrul echipei ei sau ce sarcini le-ați dat voi. Cum se accesează aplicația? În mod normal, aplicația ar trebui să fie deja instalată pe sistemul de operare din momentul în care l-ați cumpărat, pe telefon sau pe tabletă, sau dacă nu este, puteți să instalați aplicația din Google Play. Magazin Play, deja eu o am instalată, este suficient să dați o căutare, să scrieți documente Google sau Google Docs și aplicația se va instala pe telefon. Pasul următor după ce ați instalat aplicația este să o accesați. Sunt două modalități de accesare a aplicației. Una dintre ele este să o identificați pe ecranul dispozitivului mobil. În această situație vedeți că avem în partea stângă sus iconul Documente. Pot să accesez aplicația de acolo. Sau a doua modalitate de accesare a aplicației este să mergeți în Google Drive și din Google Drive de la semnul plus, din partea dreaptă jos, să folosiți opțiunea Documente Google. Am folosit eu această opțiune. Este un editor asemănător cu editorul Microsoft Word, decât că oferă instrumente de editare și prelucrare a textului mult mai simple, dar cert este că oferă instrumentele strict necesare pe care elevii și voi le puteți folosi pentru a realiza documentele necesare. Am să scriu ceva. Acesta este un document partajat pentru lucrul în echipă în mod sincron și asincron. Acesta este un document partajat pentru lucrul în echipă în mod sincron și asincron. Am scris un enunț. Urmează să partajez documentul acum. Cum se realizează acest lucru? De la cele trei puncte din partea dreaptă sus a ecranului, din colț, cele trei puncte puse pe vertical, din meniul care se deschide, vom folosi Trimite și exportați. Meniul care se deschide vă oferă mai multe opțiuni. Fie să trimitem o copie către cineva, fie să salvăm cu un alt nume, să printăm, să facem o copie, să punem pe ecranul de pornire, dar pe noi ne interesează trimiteți. Prima opțiune. De la trimiteți. Acum așteaptă. Cine are acces? Nu are acces nimeni în acest moment. Aici va trebui să scriem adresele de mail ale persoanelor cu care noi realizăm partajarea documentului. Și am să spun marian.cârlig.64.arunșcolarzovanu.ro. Și ce este marian.cârlig? Ce-l stabilesc că va face pe acest document? Este editor, pe dacă doresc ca respectiva persoană să poată să scrie alături de mine pe documentul respectiv să lucreze, trebuie să-l las editor. Dacă vreau decât să aibă posibilitatea de a pune câteva comentarii, comentator sau doar care să aibă posibilitatea doar să citească, lăsăm cititor. Eu am să las editor.
Mai adăugăm o altă persoană, Marian. Așa, Marian.Călig, la școala Curcan, călig.ro. Am pus două adrese de mail corespunzătoare. Mergem la partea pur teoretică a două persoane cu care eu realizez partajarea. În partea de jos am posibilitatea să scriu și un mesaj. Am acest document. Este partajat pentru tema la matematică. Le-am dat și un mesaj. Acest document este partajat pentru tema la matematică. Am dat și un mesaj. Pasul următor va fi să dau trimit. Aștept să se trimită. Am realizat trimiterea. În acest moment, pe cele două adrese de mail s-a primit câte un mail prin care respectivele persoane sunt anunțate că documentul acesta a fost partajat și pot intra pe el să lucreze. Atenție, pot lucra în același timp și se vadă pe ecran dacă lucrează toți trei în același timp, trei cursoare de culori diferite și în dreptul lor, în timp ce se tastează, o să se afișeze numele persoanelor care sunt asociate respectivelor adrese de mail. Sau, v-am spus, pot lucra în mod asincron, fiecare lucrând când își dorește pe documentul respectiv. Dacă o să merg la cele trei punctulețe, la trimite și exportați, gestionare persoane și linkuri, cine are acces? Vedeți că de aici mi-arată deja cine are acces la acest document. Marian Cârlig, care este Marian Cârlig, rongmail.com este proprietarul, iar celelalte două adrese de mail sunt efectiv adresele celorlalte două persoane cărora eu le-am trimis partajarea pentru acest document. Dacă vreau să mai adaug persoane, folosesc plusul din partea dreaptă sus și pot să adaug în continuare persoane. Dacă nu doresc să adaug, nu mai adaug absolut nicio persoană și las așa. Dacă am să verific acum căsuța de mail, o să dau toate conturile, o să observ pe căsuța de mail că am fost anunțat, Marian Cârlig, deci pe una dintre căsuțele mele de mail, pe cea de instituție sau cea de din cadrul proiectului, sunt anunțat că Marian Cârlig a făcut share, a partajat cu mine un document. O să intru pe el și am vizualizat documentul. Dragii mei, spor la lucru, încurajați copiii să lucreze cât mai mult pe astfel de documente partajate, pentru că, vă rog să mă credeți, viitorul din acest punct de vedere cam acesta este. Foarte multe companii își au trecut activitatea în mediul online pe cloud și pe documente partajate și elevii trebuie să aibă formată această capacitate încă de pe băncile școlii. Eu am folosit-o începând cu clasa a doua și copiii s-au descurcat exemplar. Vă doresc mult succes, vă salută cu drag Marian. Toate cele bune!